Marcel Ciolacu susține guvernul PNL doar că pentru puțin timp. Liderul social-democrat s-a declarat dispus să îl sprijine pe Nicolae Ciucă cel mult până în februarie. Asta deși până acum spusese că nu va vota niciodată un guvern minoritar. Ciolacu a vorbit la telefon cu premierul desemnat și a transmis că i-a pregătit acestuia o listă cu 10 măsuri pe care le dorește din partea noului guvern. Cei doi lideri urmează să aibă și o întâlnire față în față pentru a bate palma oficial. Eu i-am trimis prioritățile, cele 10 priorități ale Partidului Social Democrat și am stabilit foarte clar că vom avea o discuție pe o perioadă limitată de timp în cazul unei decizii a Partidului Social Democrat de a fi votat ca și prim-ministru până la data de 1 februarie. O să mai urmeze și alte discuții și cu privire la reformele cuprinse în PNRR, care sunt timpii de implementare, dacă vor fi până în data, un acord semnat până în data de 1 februarie. Nicolae Ciucă se vede obligat să-și facă programul de guvernare în funcție de dorințele lui Marcel Ciolacu. Liderul PSD i-a făcut deja o listă premierului desemnat cu măsurile pe care ar trebui să le ia viitorul executiv. După ce a spus în toată această perioadă că nu va mai vota niciodată un guvern minoritar, Ciolacu s-a sucit și pare dispus să-i sprijine pe liberali, așa cum a făcut de altfel de la începutul războiului pe care aceștia l-au dus cu USR. Noi vorbim totuși de un armistițiu politic ca să depășim situația pandemiei și a problemelor din energie. Nu s-a vorbit niciodată despre investirea unui guvern pe următorii 3 ani de zile. Eu am spus foarte clar, în cazul în care Partidul Social Democrat decide să susțină un guvern minoritar, acest lucru nu se poate face decât pe o perioadă limitată de timp, cel mult până la 1 februarie. Cred în continuare că susținerea și România nu are nevoie în acest moment de un guvern minoritar. România are nevoie de un guvern stabil prin ce crize trece. În schimb, Ciolacu promite că nu îl va vota pe Florin Câțu la șefia Senatului. Liderul PSD aduce ca argument decizia PNL de a nu negocia niciodată cu socialdemocrații. Doar că această decizie este încălcată chiar în acest moment în care Ciucă le cere sprijinul pentru guvernul dorit de Klaus Iohannis. Nu există o alianță între PNL și PSD ca să PSD-ul să voteze pe cineva la Senat sau PNL-ul să voteze pe cineva la Cameră. Cred că e mai mult, eu nu pot să am o înțelegere cu Partidul Național sau să negociez ceva cu Partidul Național Liberal, deoarece ei au o decizie cum nu negociază cu PSD-ul. E un cerc vicios